Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, în legislativ ar accede partidele care se regăsesc deja acolo. Asta arată datele unui sondaj prezentat astăzi de compania iData. Cercetarea mai relevă că partidul Șor rămâne singura forță politică, al cărui rating a crescut comparativ cu datele cercetării efectuate luna trecută. Și tot același sondaj arată că liderul formațiunii, Ilan Șor, se menține în topul politicienilor de încredere. De asemenea, majoritatea celor intervievați consideră scumpirea gazului și creșterea prețurilor drept unele dintre cele mai importante evenimente ale anului. Potrivit sondajului realizat de iData, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, doar trei partide ar avea șanse clare de a accede în legislativ. Este vorba de Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Socialiștilor și Partidul Politic Șor. Pentru PAS ar vota aproape 29% din cei chestionați, față de peste 32% câți erau acum o lună. PSRM ar obține un scor de aproape 15%, cu peste 7% mai puțin decât în noiembrie, când fusese luat la pachet cu Blocul Comuniștilor și Socialiștilor. Numărul simpatizanților Partidului Politic Șor a crescut cu aproximativ 4% și a ajuns la aproape 11%. Partidul Platforma DA, Partidul Comuniștilor din Moldova și Partidul Politic Partidul Nostru nu ar trece pragul electoral. Oamenii au fost întrebați și în care dintre politicieni au cea mai mare încredere. Astfel, pe primul loc se situează președintele Maia Sandu, cu peste 29% din opțiunile respondenților. Ea este urmată de fostul șef de stat Igor Dodon, în dreptul căruia au bifat peste 9% a celor chestionați. Iar locul 3 în top îl ocupă președintele Partidului Politic Șor, Ilan Șor, în care peste 8% a celor intervievați au cea mai mare încredere. Cei trei politicieni sunt urmați de Ion Ceban, Marina Tauber, Vladimir Voronin, Andrei Năstase, Renato Usatăi, Natalia Gavrilița și Igor Grosu. Conform datelor, în ultimele 30 de zile, reprezentanții a trei partide au fost cei mai activi. Așadar, aproape 44% din respondenți au votat pentru partidul de la guvernare. Peste 13% consideră că membrii partidului Șor au fost mai dinamici luna trecută. Topul continuă cu cei de la PSRM și partidul Platforma DA. Autorii cercetării au mai întrebat oamenii care a fost evenimentul lunii decembrie, iar aproape 16% din respondenți au răspuns că scumpirea gazului, peste 11% au votat pentru creșterea prețurilor, iar peste 10% sunt de părere că evenimentul lunii decembrie este scrutinul de la bălți. Topul este continuat cu majorarea salariului judecătorilor Curții Constituționale, creșterea vârstei de pensionare, reținerea procurorului general, criza energetică și pandemia de COVID-19. Populația este un pic dezamăgită și faptul că scumpirea gazului este evenimentul lunii decembrie s-ar putea încă să aibă consecințe în continuare. Dar acesta e un eveniment care afectează populația pe o perioadă mai lungă de timp. Ce ține de evenimentul anului, moldovenii care au participat în sondaj consideră că acesta este alegerile parlamentare, dar și celelalte scrutine electorale. Cetățenii au completat categoria cu scumpirea gazului, dar și creșterea prețurilor pentru produse și servicii. Potrivit aceluiași sondaj, numărul susținătorilor aderării Moldovei la Uniunea Europeană a scăzut cu 5%. Prin urmare, dacă în luna iunie cifra acestora era de 71,6%, în decembrie aceasta este de 66,6%. Sondajul a fost realizat în perioada 12-19 decembrie pe un eșantion de 1021 de persoane, iar marja de eroare este de aproximativ 3%.